o persoană și vin. Nu invitați acea persoană, nu vin. Domnul Cornătescu, e nevoie să-l sun pe domnul director ca să mut uleiurile acolo, astăzi, alea care sunt, că eu mă duc acum și sun. E nevoie să vină toată lumea? Deocamdată nu avem internet la... Pot fi? Nu avem rețea jos la birou. Deocamdată nu avem rețea jos la birou. Nu merge. Așa nu avem. A pus și calculator. Calculator, știu că mi-a zis domnul director de ieri. Calculator, imprimantă. Da, dar Lucian n-a revenit. De-abia am reparat un calculator. Calculatorul din Haiela. Nu știu, mă, l-a încercat. Poate nu s-a ars alguna. Cum s-a ardă un calculator închis? Uite așa, a intrat 380. Ei, la dracului că am mai auzit. Stați-mi-te-i, doamnă. Stați-mi-te-i să vedem dacă funcționează și după aia. Ai, extraordinar, mai am auzit ceva. Da, zicea, închideți calculatoare de că se lucrează sau se face. Al meu a fost închis. Și tu a fost închis ce? Poate nu a fost băgat. Eu te-am întrebat altceva, era vorba de secție. Dar și secția. Nu mai avea mult. Ce-i rău, ce-mi trebuie eu și ce răspunde? Ăde, acum, bă, când mi se răspunde ce-mi trebuie eu și de-aia nu mai întreb nimic. Mai bine sunt direct pe Mircea. Mircea, nici până la ora asta nu am găsit posibilitatea, am abilitatea să-mi dea voie să mut uleiul. Nici acum. E posibil. Vine Giger cu Madalina Lucian și certat și eu trag apă să mă rog. Asta e bună. Sunt uleiurile alu' mama, le țin pe un praf, le fac acolo un baș joc de ele, că vrei tu? Până băgăm uleiurile se mai strângea. Bineînțeles. E papă propria mea răspundere, mă. Că nu fac... Ne dă voie, Lucian, că... Două ore câte să trece, să faci. Am renunțat și să scot, cum a zis Mircea, tot de acolo și să fac. Am înțeles că nu e timp, că nu e... Dar nici să le mai bag în magazie, Doamne ferește! Am înțeles, nu o zi, două, trei, dar nu trei luni de atunci. Gracias.